În încercarea de a atrage cât mai mulți suporteri la meciurile de pe teren propriu, oficialii Astrei Giurgiu au hotărât să organizeze o tombolă pentru cei care vor cumpăra bilete la meciul cu Dinamo Zagreb din grupele Europa League. Astfel, fiecare cumpărător este un potențial câștigător. Toate seriile tichetelor vândute vor ajunge într-o bază de date. 5 din aceste serii vor fi extrase electronic în pauza meciului și vor fi afișate pe tabela de marcaj. Deținătorii seriilor respective vor primi din partea reprezentanților clubului cadouri personalizate cu semnele Astrei. Din spusele oficialilor clubului, tombola cu premii astrale va continua în acest sezon la toate meciurile disputate pe arena Marina Anastasovici. Partida dintre Astra și Dinamo Zagreb, ultima disputată de giurgiuveni pe teren propriu în această ediție Europa League, va avea loc joi de la ora 20:25. În tur, croații s-au impus cu scorul de 5-1. Biletele pentru această partidă au fost puse în vânzare încă de la finele săptămânii trecute, prețurile fiind următoarele: 15 lei la peluză, 25 și 35 de lei la tribuna a doua, respectiv 45 de lei la tribuna întâi. Tichetele se găsesc la punctele din Piața Centrală și Strada Tineretului, dar și online.